aflăm într-unul din șantierele Class Park și pentru că suntem des întrebați despre izolarea fonică a apartamentelor, astăzi vom detalia acest subiect. Izolarea fonică a fost dintotdeauna una dintre principalele noastre preocupări. Class Park Residence îmbunătățim de la o etapă la alta gradul de antifonare al apartamentelor nou construite. De la proiectare s-a pornit cu soluții inovatoare care țin întotdeauna cont de gradul de mulțumire al clientului. Pereții exteriori ai apartamentului sunt zidiți din cărămidă de 30 de centimetri, peste care se aplică termosistemul Baumit, acreditat, 10 centimetri de polistirene PS80, două mâini de adeziv, plasa, peste care vine vopseaua structurată. Pentru pereții exteriori, la partea interioară a apartamentului, se plachează cu rigips, formând o cameră de izolare de 5-6 centimetri. Liviu, până acum ne-ai povestit despre izolația exterioară a apartamentelor. Aș vrea să ne povestești puțin și despre izolarea fonică din interior. Da, păi putem să vedem chiar aici. Avem un apartament care încă este în lucru. Putem să vedem secțiunea unui perete în cadrul ușii. Dacă ne uităm aici, avem sistemul PNAU cu izolație de 5 cm și am folosit pe ambele părți două plăci de rigips, care niciodată nu au fost puse rost pe rost, ci intercalat tocmai pentru a da rezistență și izolație. Antifonarea între vecini se face atât pe verticală cât și pe orizontală. Pe verticală, la fiecare perete între vecini, vom folosi cărămidă de 24 de cm, zidărie plină, peste care pe cadre se pune rigips, formând o cameră de izolare pe care o umplem cu vată minerală. Sistemul este Knauf și izolarea aceasta cu vată minerală se face pe ambele părți, și la mine și la vecinul. Jos avem încălzire în pardoseală, care de asemenea va fi izolată față de placa de jos de 15 cm de beton, va fi izolată de un sistem special de placă Knauf, care este special pentru încălzirea în pardoseală, iar la partea superioară avem tavanul, care este de asemenea izolat cu vată minerală. La pereții dinspre casa scării avem de asemenea sistemul Knauf, care face o cameră de izolare umplută cu vată minerală de 5 cm. Avem de asemenea zidărie și la exterior avem încă o cameră de izolare de 5 cm. Tot rol de izolare spre exterior are și fereastra. Acestea au fost alese din PVC, o culoare imitație lemn, nuc. Ei au fost alese cu 5 camere PVC-ul, iar sticla cu 3 foi de sticlă, cu tripan, pentru a asigura o bună izolație atât fonică cât și termică.